Ce faci, patrona? Zii, ce faci aici? Stau la coadă în România, aici ai coadă. E coadă la ce? Trebuie să pătim la ce? La mașină, să fim așa. Așa e în România, așa a făcut domnul președinte. Coadă. Păi nu e domnul președinte. Nu e dișep să pari repede. Nu e domnul președinte de vină. Nu e de vină, domnul președinte. De vină sunteți voi. De ce n-ai venit acum două zile să stai la coadă? N-am știut că-i coadă în România. Cum n-ai știut? Am văzut că vin și papa. Acum stai și pe actele, stai de jumătate de oră la coadă. Stau la coadă, uite câte coadă de mare. Da, patroană, văd câtă lume e la coadă. Câte coadă. Să merge greu. Pe mai mulți oameni în față, patroană. Ni le face, dar coadă, să așteptăm la coadă, să avem rabdă. Păi oriunde stăm... te duci, să mai să ai rabdă. Stăm de două ore. Unde duci, Beti? Patroana... Vreau să intru acum, să mă cer. Ei, intră, ia, vorbește cu polițistul ăla. Ia să vedem, ce zice? Da, pentru orice stăm la coadă, nu vă supărați, pentru orice stăm la coadă? Nu, de, stăm să plătim taxa pentru un certificat de matriculare. Să plătim taxa pentru un certificat de matriculare. Deci auzi, patroană, ți-a zis... Mai e puțin, mai e puțin. Omul ți-a zis să stai la coadă, respectă legile țării, asta e. E încă pandemie, aici la Severin? Nu, dar la Severin e încă pandemie, că toată țara nu e. Înțelegeți situația. Mulțumim, mulțumim. Pandemia trebuie să așteptăm. Trebuie să umbrăm cu bucata asta de cârpă în geam. Păi da, aia nu e voie să o porți 3 luni, cum o porți tu. Ai de 3 luni ai masca, aia patroană. E cârpă, mamă, ia milioane oamenii pe ele. Ia miliarde pe ele, pe filmele lor. Păi dar n-auzi că te infectezi de la aia. Arunc-o. De la boală te infectezi. Ia arunc-o, aruncă masca. Lasă, mamă. Păi de 3 luni acolo în geantă. Nu e de 3 luni. Dar de când? Vedeți, prieteni? Patroana, ce ai făcut? Tu n-ai intrat? Asta că coada s-a făcut mai mare acum. A terminat mai mare coada. Deci stai la coadă până la urmă. Da, la coadă. Auzi? Mă leu la sinaia. Da. Faci pe buză cu mine. Da. Da. Mersi. Patroană, ce faci? Mai stai la coadă? Da, să văd o treabă. Păi ce trebuie să faci? Știi ce trebuie să faci? Să plătesc la ce? Ce? Să iau citanțe la ce? Să scriu mașina, nu știu. Așa să scrie mașina, vezi? Păi nu se scrie altfel. Tu cum credeai? Că cu mâinile împuzunate, tu-s foarte repede. Am crezut că e urnul, că face el. Ai crezut că face? Am nepotul de șef. Ai crezut că face ursul? Da. Ia uite, îl vedem și pe bucătar pe aici. Bucătare! Ai venit cu mâncare după noi? Da. Serios, ia să vedem. O, să trăiești mare, leuțule. Să trăiești mare. Să și curs, și le, că n-avea ce să luăm de acolo. Să-ți dea Dumnezeu o nevastă și un copil. Nu vrei? Da. Băi, bucătare! Ia ce ai adus plasa după noi. Ia să vedem cine a adus bucătarul, că el ne alimentează cu mâncare. Covrijul le-am. Da, e bun, e bun, e bun și ăsta. Dar cu zahăr, prieteni, avem voie să mâncăm. Stai că, uite, sunt așa fără. De la patroana, uite. El nu mănânc pus cu mâncarea ta de aici. Mănâncă patroana și tu ceva. Eu mănânc capul de dimineața. Alena și legare s-a făcut. Patroana, un covrig, cine e aici? Mai bine un covrig de ăsta, că e fără.
Ține că mănânc după aia. Bravo, bucătare, tu ai venit cu mâncarea după noi, dar era bună o pastramă de oaie acum. Oaie îți trebuia ție aici la ce? Da. Dacă ne aduceai o pastramă de oaie, știi ce o mâncam? E în piață aici, mergem acum. Mergem? Serios, e carne? Da. Hai, gata, mergem la piață. Pardon. Cotonița, vezi, patroana stă și ea la coadă? Da. Ar trebui să ne duci și pe noi undeva să stăm și noi la o terasă, undeva să stăm la... Mai pe unde la o terasă? Că uite unde ne aduce patroana, să la rând ea la coadă. Ce e terasă să vii? Te duci la restaurant, du-te la vatra ta la corp, ai mâncare. La corp mă trimite. Să te întui banii la terasă. E, vezi, Cotonița, era bine la corp. Da, și ce făceam la cort acolo? Să te duci tu cu Anca, cu lumina, la terasă, vă duci. Nu trebuia... Și noi la terasă, nu mai stau la cort. Nu trebuia niște... Să fi avut acum pe bune niște carne de oaie, de porc în plasă. Da. Să fi luat după el bucătarul. Bagă! Ia uitați, prieteni, funny. Vezi, bucătare, leuțule? Mai ai văzut cum au venit fanii la noi aici? Îți place cu tună fanii cum strigă după noi, nu? Ai văzut imediat ce au pus melodia cu a ta? Păi da, păi normal. Am mâncat fetele, pachetele. Ce pachete au mâncat patru ani? Ce pachete au mâncat patru ani? L-a făcut fetele sol, uite, l-a făcut sol. L-a făcut fetele sol. Mai avem domnul aici. Părinul stă la pază aici, șeful. Stă la pază, lasă omul în pază. Unde stă la pază? Că nu e. Unde era pistol? Are un pistol? Auzi, acum intră în pauza de masă. Da. Patroane, intră în pauză omul pauză acum. Pauză de masă, cum stau o oră, două. Pauză de masă. Unde duci patru ani? Ai fugit? Și ce ne face polițist? N-avem voie să intrăm? N-am mai zis, nu-i voie, te voi să tai la rând. Doamne Dumnezeu! Cine-i la rând? Eu sunt, poftiți, doamnă? Intră, unde intră ea? Luați-vă cu amina, pe cine aveți în gata, stai să gata, mulțumim frumos. Gata, mulțumim, doamne, să rămână. Deci, patroană, ai rezolvat. Ia dă-te puțin mai așa. Ai rezolvat, patroană. Deci, gata, acum ai luat actele pentru matriculare, prieteni. Și mergem să matriculeze patroana mașina. Haideți aici cu noi. Ia să vedem, prieteni, că au zis că i-am lăsat, dar nu i-am lăsat, că ia uite-i pe al nostru bucătarul și Cotonița a ieșit el aici cu noi. Ne aștept tot cu mâncarea ne aștept. Tot cu mâncarea umblu după tine, vezi? Da, mulțumesc, bucătare și Cotonița, Doamne ajută, prieteni. Uite, n-am o oală aici, că îmi pune aici undeva. Vedeți, prieteni, suntem la turnul Severin și bucătarul umblă cu mâncarea după noi. Ai, și ce mi-a zis Cătălin, unde vrea să ne ducă? Unde? La Orșova, pe vapor, acolo. Da, păi ne duce acolo. Acolo vă duc să mâncați o ciorbă. Ne duce să mâncăm o ciorbă, bravo. Deci după asta,
Merge pe vapor, dar sau nu merge să băgăm aer? După aia la întoarce le punem aer condiționat la mașină, tot la ieșire din Severin. E drumul nostru aerul. Unde? Dar mergem cu noapte acolo, restaurant. Unde la ieșire? Vapor? Unde la ieșire? La Șimieni, la noi. A, la Șimieni? Hai să mergem acum la matriculări. Ia-le, la patroana. Hai să vină și patroana cu noi. Trebuie să vină și patroana. Păi ce cerere? Nu. Astea sunt alea, leule, dă-le la leu alea. Că nu trebuie. Dă-le cerere, avea la tachele aici. Auzi și voi. Auzi și voi. Păi ce treabă? Păi patroană, trebuie să semnezi. Bă, omule, du-te pe cerere întâi că vin. Păi cum să fac cererea? Sunt toate actele făcute, prieteni, vedeți? Ce mă nu așa avem pasila, că zic așa de mă, cum linia de mărovat, că n-am apasit. Hai, dar mă, că pleacă ăștia, stai de vorbă și ăștia plecară de la Ghișeu. Stai să o filmezi pe patroană aici ce faci. Patroană, lasă că n-au plecat, la două vin. Patroană, ia vezi, Diul, ia vezi, ridic-o pe patroană. Vezi bucătare aici, trebuia să mâncăm. Mai, e la mine acum. Hai, dacă mâncăm mult de sală. Era foame, prieten, la patroana. Când se mai urc cara aia? Când se mai urc cara aia? Chiar când se mai urci, uite, eu iau înainte. Ca așa e, aici. Aici la noi, la matriculări. Așa e. N-a făcut aici. Cine trebuia să facă? Domnul primar. Trebuia să facă la matriculări aici, ceva jos, Ghișeu. De unde? Uite, eu cu patroana nu putem să mergem. Nu putem să mergem eu cu patroana. Vezi, patroana? I-am mărât tu, Ghișeule, așa. Am mărât în turnul Severin. Uite, câtă scară. Doamne. Stai să mă urc eu, stai să mă urc eu. Nu te urcă-te. Urcă-te tu. Urcă-te scara asta cu de muma. Doamne. Au, Cătăline, cu piciorul ce fac? Doamne, ce încet, că îmi vine rău să cad. Hai, patroană, taci. Hai. Doamne. Hai, patroană, hai. Cu Ghișeu retarea mărătei din turnul să vedem. Hai, patroană, hai. Hai încet. Doamne, dă-i sănătate lui patroana, prieteni. Să dea Dumnezeu sănătate lui patroana. Să trăiască 1000 de ani. Am dat mașina, gata, nu mă numi cu tine. Deci am văzut. Cine ne-a văzut? Nu te-am mâncat în țari. Ce facem? Lăsăm mașina aici, dă-i telefonul, vine amunțul după mâine. Cum să lăsăm mașina aici, ia patroană? O lăsăm aici. Ce mi-ai făcut patroană? M-ai adus la Severin și mă las pe jos acum. Păi cu ce mergem? Păi spune și tu cu ce mergem. Vei la mult vă doare și n-ai și de mine după noi. Ce facem? Trebuie, la ocazie și tot. Mergem cu tine, ocazie. Cu cine luat pe călătorie? Zici și tu. Nu trebuie, la ocazie ieșiți toți. A venit să matriculezi o mașină și uite și tu câtă lume a venit. Scoată șapă, uite. Cam cât durează să-i dă lucrările. Cătăline. Mergem în viață. Cătăline. Nu era la preferință. De ce nu ți-a dat acum? Nu mine, dacă n-are cine să le facă. Cătăline. Vino și explic acum că am rămas cu mașina în drum. Că nu ne-a dat numerele. Deci, prieteni, nu ne-a dat numerele, că nu e voie să le dea, ni le dă mâine. Și astăzi, cu ce mergem cu mașina? A zis, dacă mergem așa cu mașina, mergem pe barba noastră. Mergem pe barba ta, patroană. Da. Mergem. Alo, cu ce nu mergem? Doamne. Mergem pe barba lui patroană. Ce facem, prieteni? Ce facem, prieteni? N-am decât să o lăsăm aici. Pune pe ea să vadă că n-ai numere pe ea. Cum să mă duc cu ea fără numere? Vrei să fac pușcărie? Oh.
Păi mă ia ăștia, fără nume, uite. Se face potunit, acum plecăm. Vezi, Cătălino, de că ai cutea. Hai, bine, și-a vrea, de te-a luat. Stai, 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 ce să mai stau? Hai, da, să-mi iau țoale de acolo. Și ce țoale, mai întrebe țoale, n-am venit nici mașină cu ce să mergem. Lasă-mă, mă, să-mi iau țoale. Ce faci, Cătăline? Ți-ai toate ainele din ea, actele? Nu au actele din ea, ce să mai fac? Ce? Păi nu vezi că n-ai numere? Ne-a distrus mașina asta lui patroana. Ne-a lăsat în Severin aici, fără pe jos, prieteni. Păi ce face cu tine? Tu nu știi să lași mașina acasă, să vii cu numerele în prasă. Vrei să o închidem, ți-ai luat geanta, ce ai, fercătoare, ce ai acolo? N-am nimic, ia-le, lasă-le pe toate acolo. Bă, Cătăline. Avel? Le-al piesă cu aracru. A, mă credit, ole. Păi și unde plasa? Ce e cu plasa? O pune în mașină. Pune, 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 sunt mai încurci. Vine ursul? Patroană, nu pot să merg, să merg eu pe barba ta cu ea. Scătar, că n-am mai oprit sări de mine, așa mea. Nu ne-a oprit niciodată poliția. Fără numere. Serios. Au, mergem și luăm numele de acolo. Iau numele înapoi. Ți-i dă? Da. Dar îți dă numele, mergem. Numai deja era radiat unde facem programe. Uite, pune să vadă oamenii, nu mai e numele pe ea. Deci nu mai are numere pe ea, prieteni. Vedeți? Mașina fără numere. Ale. Uite, vedem fără numere. A rămas cu mașina aici, la Severin. Da. A rămas cu mașina ci patroană. Păi cu ce merge acasă dacă nu vine ursul? La ocazie, nu ieșim. Patroană, cu ce merge acasă? Tu lasă-mă să mă iau țoale, nu mai mă zăpăi. Ce țoale te duci să iei? Pe unde te duci să iei țoale? Bă, Cătăline, ai închis mașina? Am închis-o. Cheie, ai luat-o tot, geamurile sus, ridicate? Da. A rămas aici. Le-a lăsat poliția fără numere și a rămas aici. N-are ce să ne ducă, nu ne duci, nu ne duci pe noi acasă. Nu știu cum, fratele meu, cu 5-6. Da, n-ai cum să ne pui. Ne punem unii peste alții. N-ai cum să ne iei. Așa, după tine de acasă. N-ai cum să ne iei și pe noi. Mă, nu te duc, dar dacă ne ia poliția, tu porți toată treaba. Păi răspunde patroana, răspunzi patroana tu. Uite că ea fuge, patroana. Ia-mi la geantă, treaba e. Da, hai, sănătate, să trăiți. Mamă, bă, Cătăline. Ne ducea și pe noi omul ăsta acasă. Ne ducea omul ăsta acasă. Unde mă duce patroana? La ocazie, din ea ăștia, mă. Hai să la ocazie. Din ea ăștia la ocazie. Hai, păi, dar nu trece aici, că dă mașina în tine. Hai la ocazie, bucătare. Hai la... Stăm la ocazie, prieteni. Să-mi caut și ochelari acum. Hai să-și ia patroana, toale, că iarăși de are. Stai să-mi pun ochelarii. Leule, ce facem, bucătare? Ce facem acum? Am rămas cu mașina în drum. Mi-a 200 de lei până acasă. 200 de lei? Da, păi de unde lei? Că nu mai avem. Doamne, doamne, ce-am pățit. Deci vedeți ce-am pățit. Ce aveam și noi. Ai zis că mă duc să cumpăr pește. Aveam planul că mâncăm la restaurant, acolo nu. Pe vapor, la oricum. Hai, dune, dune. Cu ce să mai mergem? Du-ne acum să mâncăm undeva o ciorbă, că eu nu mai pot. Ia treabă pe patroana, că aici în jos, în dreapta era ciorba. Ia întreabă. Unde e ciorba, patroană? Patroană! Unde e ciorba? Restaurantul cu ciorba era jos, acolo. Dar nu ca un restaurant cu ciorba, să mă îmbraci. Păi unde să te îmbraci, că nu mai pot de foame? Doamne! Prietene, m-am murit de foame, serios. De serios, am murit de foame. Mâncăm mici, Cătăline. Căldura asta. Păi dacă nu, unde ne-a dus? Pantalonii, că ai pantalonii aia pe tine, ce seamănă? Ce seamănă patroană pantalonii pe mine? E sus larg și jos cu stâns. Sunt rău, nașpa pantalonii pe mine, prieteni. Da. Ia uitați. Cu piciorul lovit. Ia ce spune patroana, că sunt pantalonii strâns pe mine, tricoul îi strâng pe mine. Deci,
Aoleu, nu mai putem. Să trăiți. Suntem uite cu patroana, să-i cumpărăm și ei haine. Da. Am ajuns la magazin aici, prieteni, să-i cumpărăm haine lui patroana. Ia să vedem ce se uite, puste mai largi, patroana. Largi, puste largi. Nu e patroana, de aici. Pe unde e? Mâncătorile, să mâncăm noi ceva, serios. Păi hai că trebuie să caut ceva, dar e problema că trebuie să caut un taxi, să facă ea până acasă. Cât? 200 de lei? 200 de lei, dăm 200 de lei, asta e. Păi cu ce vreți? Eu mor când te aud pe tine 200 de lei, 300 de lei. Păi cât să zic leu, un euro sau cum? Ia uitați. Ce papuci, ia uite aici să vedem ce ia. Uite ce sandale faine acolo. Un restaurant, unde este pe aici? Ce-a întreabă? Ia întreabă, mă, să mâncăm o ciorbă, unde e restaurant? Hai că trebuie să găsim noi de aici. Hai, ia întreabă. Intră după patron acolo, Cotuna. N-ai la flori, băi. Nu e la psihole, bă. Au, ce pantof, Cotuna, uite, ia-ți pantof. Deci, prieteni, aici suntem cu patroana, o așteptăm afară. Să-și ia haine. Pe română, doamnă. Ce ai pățit la picior? Nu mi s-a deschis părașul. Uite așa la mine, m-am mușcat o goangă și mi se umflase rău de tot, era să mor. M-am sufocat. Alergie. Nu alergie, zici că m-am mușcat o căpuș. Iată, pe mine un simplu țânțar. Da. De la țânțare ai făcut așa? S-a făcut să gaură în picioare. Doamne, stați puțin. Ce te rugăm, Cotorina? 300 de doamne fusta. Ia, Cotonița. 35. O, s-o por sănătoasă. Mulțumesc. Cotonița. Acum șede și ție, semeni și tu ca aia bogată. Cum o cheamă? Camăria. Camăria lui Michel. Vezi? Ne furodem la Cătălină pe doi roti, ce asune cărima. Doamnă, trebuie și la power. I-ai dat restul lui patroana, că nu se înțelege, auzi că a dat banii. Păi da, și dă-mi restul. Cât rest ai dat? 10 milioane. Păi cum 10 lei, la o fustă? Nu, la două fuste și două colțuri. Vrei Cătăline soție, du-i. Auzi, ai luat două colțuri. 70 de lei, da? Și ce i-ați mai dat? Două colțuri. Și două baticuri. Ai doi și ăla. Alea cât? 700 cu 200, 900 patroană și 100 rez. Cotuna îți stă foarte bine, s-o port sănătoasă. Cine ți-a luat-o? Cât ai dat pe ea, Cotuna? Cât ai dat pe ea, domnul? Bravo, bucătare, să o stăpânească sănătos. M-am certat și de ce leu, am zis că am dat bani ieri la lăutar, la salam. A, acum ai dat și la ea. Bravo. Dar ia uite ce stă de frumoasă, seamănă cu Tonița. Vedeți ce seamănă de frumoasă, prieteni? Dar chiar e frumoasă cu Tonița. Aranjată și ea. Dar acum nu știu dacă mai poate să stea la cratiță, că și-a luat haine noi. Da, nu mai mă bagi acum la crac. Dacă la mare, acum. A, de-aia o pregătesc. Banii de mare am dat ieri la salam, la muzică. Băi, la baticuri, uite câți bani dă-te-i. Păi ce baticuri, nu mai ai? Nu ai fuste, câte fuste ai acasă, patroană? Hai da, Leo, hai să-și iași copilul ăsta, mamă. Hai, un cotroi ia copilul. Hai, încoa la piață. Nu găsi papuci. Hai, mulțumim, te trăiți, să rămână. Hai da. Unde mergi, patroană? Nu, hai, Jean, că ai piața, hai, pe la tu mergi, mă la mangă mie că buză. Mami, și ai în piață, nu vreau să te fau, nu le-am. Hai, Jean, hai că vii. Hai că vii, dar cam lungă de mine. Tu ne-ai cajat el geanta, lovi. Gata. Ia uitați, am poposit prieteni aici cu bucătarul. Am poposit aici să mâncăm un mic. O să filmăm și noi un minut aici ca să mâncăm și noi niște mici. Dar nu-i gândim că am rămas pe jos cu ce mi-a. Ce mergem noi acasă? Ne gândim că am mici și la mâncare și la haine.
Păi, dar nu știu, eu să-i sunat pe ursul. Nu e problemă, vine multe pe drum. Mici prieteni, Emel Cătună cu Tunita Patroana. Ia vezi, Cătăline. Unde e? Sună cu Tunita și Patroana. Pe unde e? Chiamă-i încă, ia vezi. Ce picac de mânt pe ea. Ia vezi, Cătăline. Mă, de care mă scăr? Cu Tunita! S-au mai dus seara la un magazin. Bună berea, Cătăline, rece. Iar atât o vedem și noi. Oh, e al meu micul ăsta sau al tău? E al tău. Nu e al tău? Nu. Vedeți, mâncăm mici, prieteni. Și bere. Eu nu beau. Eu sunt la regim și nu beau bere. Doamnă, aici la Severin sunt cei mai buni mici. Da? Serios, chiar ne plac, doamnă. Foarte bine. Mulțumim frumos. Și nouă ne plăcea episoadele alea care le făceam la obi, da, mulțumim, mulțumim. Vedeți, prieteni? Dacă vă aflați în Piața Mare din Severin, aici este grătarul. Vedeți aici, vă arăt imaginea. Vedeți fumul. E aici aproape, vedeți fumul, grătarul. Miros. Eu vedeți aici și pe Patroana unde vine. Hai Patroana, hai! Hai Patroana, hai că uite, te așteaptă micii. Dar nu e cald acolo. Unde Patroana? Hai că te așteaptă, Patroana, mici, te așteaptă. Patroana, au venit fanii și au făcut poze cu nașul. Hai, Patroana, ia și tu mici aici, Patroana. Hai, voie mici, hai. Doamne, n-ai nimic, altceva n-ai nimic la gătar, nu? Cârnaș, ceva, de oaie. Asta m-a făcut cârnaș, tu mai mici, niște carne de oaie. Ia uite, Patroana. Dulce. Bă, Leo, eu mă duc să iau niște carne de aici, unde face doamna. Iau 3-4 cefi de alea. De unde? Na, ia bani de la mine. Ia bani de la mine. Ia de la mine. Bă! Bucătare! Subțire, să vă dai subțire, să vă dai. Să-mi luați de-apă lăsă de filmole. Ia, mă te hadă. Hai, pe hal. Haleul. Nu ești de hală, ca să fie cineva. Hală urmă, mai la unii amici. Patroane, bun mici. De cald. Mănâncă Patroana mici, prieteni. Cu carne. Ha? Și cu Tunita. Mâncăm mici la drumul mare, că ni s-a făcut foame. Dacă n-am găsit ciorbă, doamnă, pe aici, pe Severin. Nu e la jiu, mă la jiu, acolo. Nu sunt la jiu. Da. Aici am mâncat noi odată, la Nea Cornel, lângă, la vecin. Doamne, ferește. Dar Cornel e bine? Doamne ajută să trăiască. Salut, Cornele, să trăiești 1000 de ani. Uite. Da. Da, știu, știu, știu. Dar nu mai are acolo. Nu mai are nimic, am chiriat. Stai gălău, fac ce-a făcut tati, mă, fac. Facem de patronă, mâncăm ceapă. Trebuia la pădure, acolo, la recoare. Da, trebuia să luăm niște oaie.
Lasă-mă cu oaia aia. De ce? Te văzusem la televizor, dar în realitate nu te văzusem, acum te văzusem. N-ai văzut-o pe patrona noștri ei? Ea bine de el. Păi mai vedeam, mai trecea, da. Acum chiar că o văzut de aproape. Habar de el, ce-i acolo? Ia cortul ăla și mănâncă. Ăla știu costul de la mine. N-ai știu grea ce, doamnă? Ce, de care vrei, poate acolo? De grefe, de la mâie, mare. Nu, de alea, de la doamne, dar nu știu dacă are de grefe. Dacă nu, are Fanta. O Fanta și de grefe. Continuă să bei, sucul ăla. Doamne, serios, cât a mâncat patrona. Doamne, mai plinești nouă muștar aici. Vă pup să nu... De patru ani cât am mâncat, e bun bun starul ăsta cu cutunițe, îl mănânc cu pâine. Da, îți place? Da. Ăsta e preparat de doamnă. Nu fac nimic la el, e luat la găleata de la acolo, de jos, de la Margareta, de acolo. Păi da, dar ăla așa nu e bun cum e. La, la de la Borcaria nu este bun, dar ăsta este, într-adevăr, ăsta e la găleata. Pune aici, da, mai adă încă unul de ăla și mai adă un, și un cola, și un cola. Nicolea așa și dă-i cu Dana. Și rece? Păi, și fiecare... Mai adă un cola, stai puțin, mai adă o cola și încă unul de ăsta. Vedeți, prieteni? Chiar e bun micii ăștia ce-am mâncat. Cum așa cu zunița, ne pune-ne să mâncăm. E pecinta, ce putere să lua. Trebuie să o mâncăm după aia, ca desert. Patoane mai bună ca pasta mai aia care ne-o făceai tu. Ha? Apoi bun tot, de foame e bun tot. Să nu pară. Da, care e statele mamă nimic acolo? Așa. Așa, bumbluc. Da, frumos. Leo, ce grijă am eu de tine, vezi? Da. Am fumat așa, să-ți fac la grătar, mușcă, așa, fain. Bravo, dar facem asta sau îl fac mine? Acum, nu face nimeni, nicio. Hai, dă bătaia. Bă, Cătălini, mai bei o bere. Mai adu bere, dă-ne și nouă bere. Mai adu bere, deci ești cu patoana. Băi? Tu pe bere, cără, ce mai trag de mașina, ce mai ieșea, cără lila. Cu tău, știu, mă, că bere. Ce pe s-a supăr? De ce le-ai dat pomană, i-a dat toată. Nimic. Ce cutunța? Mai dă o bere, dă-o în coace. Dă-o la mine. Nu vrei să-mi tâlpi mie toți banii mei. Bucătare! Fie înaintea lui unchiul meu, lui Mituș. Ia-o și bea-o, bucătare. Doamne ajută să-ți priască, să fii sănătos. Uite și patrona abia sus. Bă, Leule, mai mănânci mici? Să comand. Ba da. Nu, că am mâncat înainte să vedeam. Bă, zi, mai comand și mici? O, da, sunt trei. Da. Mai sunt ca să intre multă la kilogram, ce să mai că da. E ca... Oh, dar poți să o lași pe aia, nu o lași mie, că eu da? Vreau mai în sânge. Da? Bun. Ia să vedem aici. Bucătarul ce-a pregătit. Ce-a luat bucătarul la pregătire. Așa, mă, cum pregătește doamna, știe să pricepe. Vedeți ce doamna amabilă. Așa, doamne, o să te vadă toată Europa, da, acum. Mă, da, la televizor. Toată Europa, vedeți, prieteni, noi facem grătare. Da. Tot pe unde mergem, numai la grătare. Deci ești de acord să te dăm la televizor, da? Vedeți aici, da? Acum mai apărești cu bucăruri. Mai mâncați și mici. Nu mai,
Nu-i cotonița, am mai mâncat? Da, nu scăpa în stradă, da? Nu trec la... Da. Nu scăpa în stradă, nu trec la... Nu scăpa în stradă, nu trec la... Nu scăpa în stradă, da, nu mai dormeai, doamne, nu? Sunt multă lume. Serios, pe toate doamnele îmi spuneau că nu mai dorm. Da. Să vedem ce mai se întâmplă, ce mai face, ce mai... Da. Și ce s-a întâmplat, uite, a cheltuit tot banii și a ajuns să mănânce mici. Cum e? Care mai e? Da. O căpută, vedem domnul cine s-a întâmplat. De cima la biotema. Vezi? La nuntă, nu și-a luat din ăsta cutunița. În ăsta mergeam la nuntă, asta nu e de nuntă. Dar din ce e? E de mare. Asta e de mare, uite, n-aș știe. Da, bravo. La nuntă de ce? Ce are? La nuntă treabă de ăla, mai... Ia să vedem aici, prieteni, cum merg triptanele. Asta e pentru mare, să mergem la mare. Vedeți? Bravo, merg triptanele. Gata, patroane, eu mai ajunge. Mai ajunge cât am mâncat. A sunat pe ursul, vine ursul. Vedeți? Păi și avem loc. Ată, prieteni, vă pupăm și vă iubim, prieteni. Salutare, prieteni, vedeți triptanele făcute de bucătarul nostru, de Peneci. Chiar și în piață. Deci vedeți, prieteni, ce a pregătit friptură de ce că de porc. Vezi cum am eu grijă. Vedeți, de tine, prieteni, da. Ai văzut, m-am dus repede să am. A fost bună patroană. A fost bună patroană. Ai văzut cum se pricepea, să repede s-a dus în piață, da, și da, ia acasă. Uite, ia uite cum a făcut-o cotonița, ia și mănâncă și tu. Nu pot să mai mănânc, mâncai mici, mai înainte și gata. Să arătăm și la prieten dacă e bună. Hai, repede mi-am făcut cunoștință cu oamenii. Cu doamna aici ai vorbit, gata. Așa o să faci și la mare, cred. Păi să știi că dacă mă duc la mare așa o să fac. Tot la fel, voi umbla cu grătarul după Leo. Te place? Te place cu grătarul după noi, prieteni, am văzut și voi. Da. Cotuiță, dar tu nu prea mâncați, e rău? Nu pot să mănânc. De ce? Mâncai mai înainte, așa, cu foame, mâncai micii. Și acum parcă îmi făcură rău. Nu cum mă simt. Bani? Bani? Da, domnule, aici. Aici e. Cătătanții, nu? Cum să pleci? Până Leo. Eu doi. Nu, nu, place carne, vezi? Țâță de mâță. Iar vinerea pleacă în excursie, în alea. Țâță de mâță, vezi? Cum nu-i vădă și vreși o bere? O bere? Da. Mâncarea o fuzulie, de otura e la mână. Păi da, băutura al tebea. Nu să nu mai îndrăcarmi. Poftă bună, doamne. Cum e Leo, carne? Nu mai poți să mă miști, bucătare. Bucătare, nu mai poți să mă miști. Am mâncat mici înainte. Uite cum uite ce roșii faine. Cum taie roșia, bucătarul, prieteni. O taie așa, floaște, floaște. Floaște, da. Și punem sare așa pe floaște. Ia continuă să tu mănâncă roșia. Bucătarul mic. Mănâncă și... Ce dulce e roșia. Asta e, prieteni. O terminăm filmarea în grătare fripte. Uitați la piața mare. Piața Mircea. Așa îi zice, nu? Patroane, mai mănânci? Nu mai mănânci. Ia vedeți.